Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul Papi de la Străiaia. Astăzi o să pregătim carne de oaie la ceaun. O să facem carne la ceaun. Deci, carne de oaie la ceaun. Mel, adică oaie la ceaun. O să fac acea carne cum se face, cum fac ciobanii tradițional. Aici mi-am luat și niște usturoi. Ardei am la ladă. Aici mi-am luat așa un suc din ăsta. Avem așa. Avem făină, usturoi și mai am lămâi și ceai de mușețel pentru Marica. Și lămâi. Deci, dragi prieteni, avem făină de mălai, facem o măligă, facem acea oaie la ceaun, cum știți. Așa, dragi prieteni, eu m-am oprit cu conflictele între mine și Madalina, nu mă interesează care este părerea lor. Eu v-am mai zis că nu mă interesează nici vizualizările, cum spun ei. Și pe mine mă interesează obiul meu. Cum și știți, doar știți. Eu m-am apucat de gătit din nou. O să fac mai multe între timp. Aici am pus la fier carnea. După ce o să prăjească, nu știu, ori să fac tocană, să bag bulion, ori să bag simplu, pur și simplu, ziceți, usturoi. Cred că bag pur și simplu usturoi la sfârșit, las să prăjească bine, bine, am pus o țâră apă să fiarbă, să scadă de pe os și după aia băgăm usturoi și facem o măligă. Clasic, ca ciobanii. Aici sunt singur deocamdată, o aștept și pe Marița. Îmi pare rău că nu pot să mă filmez că sunt singur. Am pus aici pe pirostiile mele super, ăștia super, super, repede, să meargă repede, deja intră în proporții carnea, ferbe repede, în 34 de minute. Ce să zic, dragi prieteni? O să mă apuc să curăț și usturoiul și o să fac și o mămăligă între timp, știți, ca să răcească, să fie mai tare, să întingem cu mămăliga. Usturoiul o să curăț două căpățâni de usturoi. Îmi trebuie o farfurie să punem usturoiul, așa. Pisătorul o să ne trebuiască o farfurie din asta. Deci și o să mai fie de curățat usturoiul până ferbe carnea. Aici avem iaurturi pentru Marița, i-am luat și ziceți, i-am luat și ceai, că i-am mănâncă regim. Deci mă apuc de curățat usturoiul, revin imediat, prieteni, să pun un trepied, să mă filmează ceva, să caut că aveam pe aceea. Ce faci, papi, acolo? Fac usturoiul, curăț usturoiul. Nu-i prea mult usturoi? Două căpățâni trebuie. A, mă gândi că-l faci tot. Ce să mai am, mă zice, asta că Dumnezeu așa mi-a zis. Ia. Ești, te-a apucat și în forță de mâncare, nu? M-am apucat de mâncare. Cum am promis la prieteni. Ce ne pregătești? De gătit. Oaie la ceaun. La tigaia aia, cratița aia la ceaun. Ai avut poftă de oaie. Fac o mămăligă. Și nu știu, să chem pe cineva, nu știu pe cine să mă. Vreau o mămăligă cu smântână. Trebuie. Între timp o fac mai din timp, știi, să vreau să fie o mămăligă mai tare. Că mă iau amețeală, nu mă simt bine, sunt supărat. De ce e supărat? Nu o să fiu supărat, ești totul supărat. Da, sunt supărat că, zic, Madalina m-a făcut în tot felul, auzi că eu vreau, tare, tare. Că eu sunt gras, că sunt urât. Nu e frumos să spune la cineva că e urât. Eu nu i-am spus că e urât, că are defecte. Nu vreau să intru în detalii. Așa eu mă văd de
mâncarea mea și nu fac eu. Și prietenii unii au zis că vrem vizualizări. Nu vrem vizualizări, noi vrem să ne urmăriți. Dacă se poate și vizualizările se poate, dar fiți atenți la detalii, la ce vorbesc. Ca așa, dragi prieteni, eu în continuu jobul meu cu mâncarea mea, da? Să nu credeți că eu am făcut. Nu știu, dacă Madalina a glumit, a glumit. E treaba ei. Dar am vrut să spun că nu am avut eu de gând că o vreau sau că ceva. Și nici nu am de gând sau să că-mi place de ea. Dar tu când ai auzit-o, te-ai speriat. M-a amuzat faptul când am auzit-o și m-am speriat, cum te speria și tu. E de speria fetița asta. Nu știe ce vrea de la viață. A speriat multă lume în România. Periculos. A speriat multă lume. A speriat tot mama Pondu. A speriat tot mama Pondu. Mama Pomondu. Ce e ăla? Tot pământul, tot grupul pământesc. Aveți grijă cu ea. Eu, din câte știu, e foarte periculoasă. Și tu de aia te-ai speriat de ea așa? Da, că nu știe ce vrea de la viață. Fetițo, alo, revin. Tu te-ai speriat că te fură. Ai grijă. Revin-o și tu. Cu picioarele pe pământ, la viață. Nu mai visa la unul și la altul. Gândește-te și tu să-ți faci o viață, sigură. Cum se gândește toată lumea. Acum noi nu facem vizualizări pe spinarea ta. Dacă făceam vizualizări pe spinarea ta, ce să facem? Asta e. Am făcut și noi vizualizări pe spinarea ta, asta e. Cum zic și prietenii, că făcură mulți, care sunt prietenii ei. Dar noi îi mulțumim la toți care ne vizualizează vlogurile și canalul și tot. Eu vă pup pe toți prietenii mei. Și cam atât deocamdată acum și revenim cu întreg vlogul după ce acum facem asta, revenim cu etapa următoare, cu mămăliga și cu, ziceți, cu finalul, cu carnea. Cum se prăjește acolo. Dragi prieteni, usturoiul l-am aranjat, este gata de pus în carne. Aici o să mă apuc să fac și mămăliga. Carnea fierbe, trebuie să fiarbă bine până scade, ziceți, apa asta, până se ia de pe os și după aia să frige. Mai adunăm mizeria asta, dar nu e mizerie, e untură. Nu are mizerie, că am spălat carnea înainte. Și vreau să fierbe bine și după aia rămâne mardaua aia de întins în ea și băgăm usturoiul peste. Facem o mămăligă ca la ciobani, ca la stână. Acum arată așa că ferbe. Da, trebuie să frigem. Sperăm să vă mulțumesc cu acest vlog, să fie pe placul tuturor. Și prietena mea, Marița. Da, iubi. Vino mai aproape. De ce să vin mai aproape? Atât s-a putut. Salută și tu prietenii. Prieteni, nu prea mă simt bine. Am o stare așa, nu știu, mă doare foarte mult. Sunt cam amețită, dacă tot m-am supărat de 2-3 zile, nu m-am nervi toată ziua. Te miști peste tot, dacă stai și tu într-un loc de filmezi bine. Da. Așa, prieteni, revenim. Dacă stau un pic. Marița, ce face aceea? Oaie, prieteni, dar eu nu mănânc. Nu cred, ai mâncat tu sarmale, era pe oaie. Ne-am pregătit și Olinca pentru mămăliguță. Da, și prieteni, eu ies cu toate, da. Așa se face. Nu mai fac tocană, luasem și bulion, dar nu mai fac tocană, fac direct ceaun. Oline! Mămăliga este gata?
Atât s-a putut, mămălirea e bună. Am ce mi-ai pregătit aici? O salată? Aici băgăm apă să nu rămână pe.